Yeah.
Ah, il est bien rempli. The Lord is born of the Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne,
lucrul și la tot trupul, calcă moarte și pe diavole surpași în viața lumii tale, însuși, Doamne, odihnește și sufletul adormitului Domnului tău, Gheorghe. În loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, unde ne-a fost toată durerea, întristare și spinarea și orice greșeală a săvârșit în el cu cuvânt, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni iartile lui. Că nu este om care să fie viu, să greșească, mai tu singur ești cu de păcat. Dreptatea ta este dreptatea în viac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea, viața și odihna sufletului, adormit robului tău, Gheorghe. Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție mărire-ți înălțăm, împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, cu preasfântul bunului și de viață văgătorului tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amen.
pe pământ ne schimbată. Toate sunt mai neputincioase decât lucra. Toate mai înșelătoare decât visurile. Clipă numai a Hristos și sufletul noastră Yeah.
îngroapă toate rudele și prietenii, acum când ne despărțim, să ne rugăm ca Domnul să-i facă odihnă. Stau deseori pe gânduri și privesc în dimineața florile cum înfloresc pe câmpii.
Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Doamne, pleacă de la noi. Doamne, rămâi cu noi. Preacucernice Părinte Protopop, preacucernici părinți, adânc îndoliată și întristată familie, iubit popor al Învierii, Hristos a înviat! Din mila lui Dumnezeu, în această zi prea frumoasă de început de vară, ziua de 1 iunie, am slujit împreună cu frățiile voastre slujba de înmormântare a robului Dumnezeu Gheorghe, despre care cei pe care am întrebat, venind cu Părintele Antim de la Ștei, vorbind cu nepotul Lucian sau cu Părintele Călin al frăților voastre, mi-a spus despre el că a fost un om de ispravă, un om harnic, un om cinstit, un om bun, un om credincios. Am zice un exemplu. Tocmai de aceea, prea iubiții mei, m-am gândit ca frăților voastre să vă vorbesc cu titlul acesta, Oameni și oameni. Dacă veți avea răbdare să mă ascultați, veți înțelege despre ce fel de oameni este vorba și într-o direcție și în alta. Dar înainte de a intra în subiectul acesta, oameni și oameni, pentru că suntem la odovania prasnicului învierii Domnului Hristos, vă salut din toată inima mea, din toată credința mea, și din câtă dragoste mi-a dat Dumnezeu zicându-vă, Hristos a înviat! Preibiții mei, subiectul acesta, oameni și oameni, să știți că este actual, mai actual ca oricând. Și anunț încă, dintr-un început, că e vorba de două categorii de oameni. Câți oameni trebuie să înhămezi un cap? Șase. Băieți, băieți, am fost eu la un prieten de-a meu foarte bun cu caii și la un moment dat să pună poneiul la căruță. Tot șase erau. Și la calul mare și la calul mic. Dar nu că nu puteau să-l pot... Nu puteau să-l aranjeze, dar așa le-au plăcut lor să stea pe lângă. Așa și aici. Fă-te la loc.
În cal mai merge, să ai? În cal mai merge, dar muierul. Lasă că eu. Stai. E bun. Oh, boy.
cea de la Sfântul Evanghelist Ioan citire. Să luăm aminte, zisa Domnul, eu sunt ușa, dacă va intra cineva din mine, se va mântui și va intra, va ieși, pășune va afla. Dor nu vine decât numai să fure, să junghe, să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață, să o aibă din belșor. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun. Își pune viața pentru oile sale. Iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul veni, lasă oile și fuge, iar lupul răpește, risipește oile. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-și doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun, cunosc oile mele și ele nu și eu îl cunosc pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt staul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu. Și va fi o turmă și un păstor. Hallelujah.
Rămâne, tată, nu știu, e să se iau pe un guraj.